Au fost odată ca niciodată două echipe, conduse de doi mari războinici, George. Eu sunt cel mai prost om din lume. Și Iuliu. Noi până acum nu ne lăudăm, dar ne-a ieșit. Tot odată ca niciodată au fost doi suporteri, Frățică. Top, 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 tararop, top, top. Tarop, tap, tap, tararop, tap, tap. Și Unguru Bulan. LR, CFR, LR, CFR. Sezonul a început pentru ei ca un vis. Peste două săptămâni cu Bayern München acasă, 3 puncte. După aia jucăm la Fiorentina, 3 puncte că-i bate. Și după aia jucăm la acasă cu Olimpia, încă 3, facem 9 puncte calificați. Nu mai vreau să spun mai departe. Atât pentru George, cât și pentru Iuliu. De când am intrat în fotbal din 2002, noi ne-am anunțat un vis, acela că în 5-6 ani vom juca în Champions League. Și acum avem panoul în spate și îl merităm. Ni l-am câștigat, nu l-a dat nimeni. Suporterii erau super încrezători. Rupem tot! Le spargem ochiul! Le rupem fâșul! Dar această încredere începea să miroase a prostie. Este echipa pe care o vom întâlni noi, probabil în optim sau în pătrim, și atunci... Este o grupă în care ne putem califica și de pe locul întâi. Du-te, bă, bate-ți casa! Unii erau însă mai realiști. Chelsea, care este o forță, este o super echipă cu niște jucători, nici nu ne gândim să le pomim numele, că știm pe toți pe teros. Pot să spun că așa sunt un fan Chelsea în afara meciului de mâine. LR, CFR! Timpul trecea și tensiunile dintre George și Iuliu creșteau tot mai tare. George vorbea foarte literar despre Iuliu. Niște frate, ce să vorbesc eu? Doi comuniști, doi țărani, unul țărani și un comunist. Însă Iuliu era pacifist. Eu pe da, îi doresc să fac asta școală cât am făcut eu. Suporterii au început să aibă controverse. Ungure, sunteți ca fânul! Da, bine că sunteți voi deștepți! Trombeta și echipa lui, cascadorii râsului! Ha, ha, ha. Du-te la gară! Și precum întotdeauna doi se bat și al treilea câștigă, rând pe rând, nemții, francezii, englezii și italienii ne-au bătut de dormeză. Bănele, bate-te-aș de sofa! Apoi, CFR, NCFR, tot români sunteți și voi! În final, războiul a fost câștigat, ca întotdeauna, de alții, iar echipele românești au rămas cu morcovul dinaintea fiecărui meci. Același papagal, același gust al înfrângerii, zero rezultate. Ungure, nu mai vorbesc cu tine! Eu n-am vorbit nici înainte! Du-te-n Beteșig! Du-te-n Corhaz! Și au continuat tot așa până în sezonul următor. Noapte bună!